Să ne ajute Domnul, așa cum a cântat coriștii, să ne punem tot sufletul și în așteptarea vieții veșnice să-L iubim pe Domnul cu toată inima. Amin? În aceeași idee adaug cuvintele de introducere din rugăciunea leviților, așa cum scrie în Neemia, capitolul 9, versetul 5, partea finală. Ascultați ce cuvinte înălțătoare aveau ei la adresa Domnului. Binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. De ce e mai presus de orice? Scrie versetul următor, au continuat ei rugăciune spunând, Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările și tot ce cuprinde ele, Tu dai viața tuturor acestor lucruri și oștirea celor se închină înaintea Ta. Dar vă rog să observați ce scrie mai departe. Și asupra acestui aspect vom zăbobi apoi. Un Dumnezeu atât de mare care a creat văzutele și nevăzutele, spuneau ei în rugăciune, versetul 7, Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram să fie tată la mulți credincioși, între care să fim și noi, mulțumim Domnului. Vă amintesc și așa numitul verset de aur al Bibliei, Ioan 3:16, copiii, poate că îl știți și voi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Vreau să observăm din acest verset și de altfel din toată Scriptura, ce plan a avut Dumnezeul Creator cu omul? Știți că planul lui Dumnezeu a fost făcut înainte de creația pământului, a omului. Este numit în Efeseni 1 și 3 un plan veșnic, gândit în Domnul Iisus Hristos, cel care avea să devină și el omul salvator, Fiul lui Dumnezeu care s-a pogorât la noi. În primul rând vreau să observăm, și nu-i greu de ținut minte, problema se pune să punem suflet și să apreciem aceste lucruri, pasiunea lui Dumnezeu pentru oameni, așa cum am citit din Neemia, un Dumnezeu care a dat treabă în cosmos, s-a uitat pe pământ, la Avram și a zis, pe tine te aleg că vreau să facem ceva. De altfel, pasiunea lui Dumnezeu nu e numai de la Avram pentru oameni, e de la Adam. Pasiune despre care scrie aici, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Mă, atât de mult. De ce zic de la Adam? Gândiți-vă puțin. Câtă pasiune are Dumnezeu pentru om încât l-a creat după chipul și asemănarea lui? Câtă pasiune are Dumnezeu pentru om întrucât i-a creat o grădină frumoasă, un pământ îmbogățit într-o săptămână de lucru și în final îi spune Genesa 1:28, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți. L-a pus administrator pe Adam peste toate. Știți, au căzut în păcat, omenirea s-a înmulțit, faptele s-au înrăutățit și scrie în Genesa 6:6, i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, s-a mâhnit în inima lui. Numai ce te pasionează, te și poate întrista, că ce nu te interesează, trăiește sau moare. Dar în pasiunea lui Dumnezeu pentru om n-a renunțat. Eu mă gândesc că Dumnezeu a dus potopul în momentul în care a avut prin cine să păstreze rasa umană. Poate cu o generație înainte de noi sau alta după noi, n-ar fi fost șansa de salvare atât de reală. Și Dumnezeu, după potop, cum știți, revine cu aceeași pasiune, umpleți pământul, stăpâniți-l, îl dau vouă. Ales apoi Dumnezeu, cum spuneam, pe patriarh, din ei s-a format poporul evreu, cu mână tare, cu braț întins, cum e scris, i-a scos din țara Egiptului și scrie în Exod capitolul 32 că ei
în pustie, cum știți, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au făcut un idol, un vițel, după modelul egiptean. Dar pasiunea lui Dumnezeu pentru om n-a încetat, încă scrie aici în cuvintul lui Dumnezeu pentru Moise, Exod 32 cu versetul 9, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă mânia mea să se aprindă și îl voi mistui. Doamne, renunț la planul tău nou, pe tine te voi face strămoș unui neam mare. Dar, Doamne, ai văzut că la potop mulți s-au stricat, acum iar, tot vrei un neam mare. Dacă are Dumnezeu pasiune pentru noi și ne iubește, să fie slăvit. În pasiunea lui n-a renunțat și nu va renunța, cum scrie profetul Isaia, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Cât i-au făcut evrei, spune aici Scriptura, vă citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 31, de la versetul 35, Dumnezeu care a făcut astrele, legile cosmosului, versetul 36, dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Și spune în finalul versetului următor, pentru tot ce a făcut. Pentru că dau o pagină în urmă și scrie în 31 cu 3, în acord cu ce am citit în Ioan 3, fiindcă atât de mult a iubit, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea își păstrez bunătatea mea. Binecuvântată să fie iubirea lui Dumnezeu. Toate pleacă de aici. Zice Roman, capitolul 8, referitor la această iubire. Și nu știu cât preț punem noi, cât apreciem dragostea lui Dumnezeu. Roman 8, câteva versete, dacă vreți să mă urmăriți. Scrie aici de la versetul 38, că sunt bine încredințat și enumeră posibilități grave, extreme, moartea, viața, îngerile, stăpânirile, puterile, lucrurile de acum, cele viitoare, înălțimea, adâncimea, o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Asta va fi liantul eternității, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iubire care nu se va termina pentru vecii vecilor. Doamne, îți mulțumim că am ajuns, cum zice Ioan, noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Am fost în primăvară în Bihor, în localitatea Chiraleu și îmi povestea un frate bătrân că tatălui, dacă nu greșesc, a fost printre primii credincioși acolo și fratele ăsta avea spre 90 de ani. Și i-au arestat jandarmii, duceau cum se proceda atunci din post în post și la un moment dat au cerut voie să se roage undeva pe câmp, au poposit și jandarmii la umbră. Și frate s-au rugat și le-a fost dat prin Duhul să rostească, între altele în Yiddish, versiunea asta evrească să o numim, și unul din jandarmi era evreu și a înțeles când ei au zis, noi suntem din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne păzește și cine se atinge de noi. Și s-a înfiorat jandarmul și a zis către colegul lui, eu nu mai merg un pas, tu știi cine sunt ăștia? Poate nu suntem noi suficient de conștienți cât de mult preț pune Dumnezeu pe noi, fiindcă atât de mult a iubit, mărit să-i fie numele. Trecem mai departe, spune Scriptura aici în Ioan capitolul 3, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu prețul plătit de Dumnezeu. Zicea Petru, el n-a înțeles asta până târziu, 1 Petru capitolul 1 de la versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șir de viețuire pe care le moștiți la părinții voștri. Și acum ascultați cu atenție versetul 19, 1 Petru 1 cu 19. Ci cu sângele scump. Cât de scump? Știți că sunt substanțe foarte scumpe, fie că sunt rare, fie că se obțin greu. Substanța cea mai de valoare sub soare e sângele Fiului Dumnezeu. Cât sânge să fie avut Domnul Iisus Hristos? Câte litri de sânge are un om? 5 litri? E vorba de ceva mai mult decât de o asemenea cantitate înțeleasă de noi.
De 2000 de ani tot spală și tot plătește și tot mai este preț. Ce sânge prețios! Ce viață prețioasă! Și vă rog să observați cât de mare a fost prețul acesta. Vă citesc din Romani 8. Ce se poate cumpăra cu prețul acesta? Scrie Romani 8 de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Uimirea e puțin spusă, te cuprinde. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Acum atenție! Cum nu ne va da fără plată, deci restul bonus, împreună cu El toate lucrurile? Doamne, îți mulțumim! Adică nu doar că în sângele Domnului, în jertfa Lui, am fost iertați și ne-a fost rezolvat trecutul. E plătit tot pentru vecii vecilor. Cât costă, știu eu, un concediu undeva pe pământ, în cel mai feric loc? Nu știu. Cât ar costa să duci într-un concediu undeva, vreun satelit, pe vreun astru s-ar duce oamenii, nu? Și pe noi Dumnezeu să ne țină pe cheltuiala Lui pentru vecii vecilor. În condiții superioare a tot ceea ce noi putem gândi în vremea aceasta. Vă dați seama ce preț s-a plătit pentru noi? Că nu-i vorba numai de jertfa propriu-zisă a Domnului. E vorba de toată pasiunea, cum spuneam, care a pus-o Dumnezeu 4.000 de ani de la creație. Domnul Iisus de 2.000 de ani stă și mijlocește pentru noi, de aceea avem noi un preț care e actual. El zilnic mijlocește pentru noi. Doamne, acum înțelegem de ce pentru ce ai făcut ți s-a dat un nume mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui să se plece toți și să recunoască spre slavă Dumnezeu Tatăl, scrie în Filipeni 2, că Iisus Hristos este Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Asta spunea Petru în ziua cincizecimii. Dumnezeu L-a făcut Domn și Hristos. Și merită să fie lăudat de noi și să fim recunoscători Domnului că S-a plătit pentru noi. Cineva era obosit de diavolul că nu-i sunt plătite păcatele. Că nu-i iertat. Și într-o noapte a visat, era dosarul lui, avea ceva pagini și era stropit cu sânge. Și s-a dat să vadă un dosar mai gros și a zis, da, sunt și mai păcătoși ca mine. Și o să acolo era jumătate de copertă numai sânge. Da? Oricât ar fi de multe păcatele, oricât ar fi de mari valorile, toate pot fi plătite cu acest preț binecuvântat al Fiului lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit! Iată de ce zice Pavel că n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Zice în Galateni, capitolul 5, citesc cuvintele apostolului Pavel, știți că evreii se zbăteau cu faptele lor, cu pretențiile lor referitoare la originea lor, la lege, și zice aici în 5:6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vreun preț, adică n-ai cu ce să-i scazi prețul sau să-l adaugi, ci credința care lucrează prin dragoste. El este un preț atot suficient, acum și pentru vecii vecilor. Amin. Trec mai departe. Copii, sunteți atenți și voi? E foarte ușor ce vă spun, e un singur verset și fiecare idee e despărțită de altă virgulă. Scrie înainte de a treia virgulă următoarele cuvinte. Să citim versetul de la început, îl învățăm ca un verset de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, fiindcă a avut pasiune pentru noi, că a dat pe singurul lui Fiu cel mai mare preț, și acum iată ce posibilitate avem. Pentru ca oricine crede în El. Câtă înțelepciune la Dumnezeu! Știți că uneori în plan comercial sau în diferite aspecte, se spune de simplu și rapid. Nu-i nimic mai simplu și mai rapid de mântuit ca și credința. Povestea un frate slujitor
că într-o localitate din orașul lor au încercat să facă evangelizare și n-au reușit nici penticostale, nici baptiști, nici creștini pe Evanghelie, pare mi se. Dar Dumnezeu a rânduit că o femeie din localitatea aceea a fost dusă în altă parte a țării, acolo s-a întors la Domnul, și când s-a întors înapoi în localitatea ei, frații au luat legătura cu slujitorii din orașul apropiat. S-au dus acolo și acum au tras nădejde că în casa acestei familii, în familia ei, va fi un punct de evangelizare. Soțul însă a fost foarte reticent și a spus, e treaba nevestei mele ce a făcut, e credința ei, când pot o aduc la voi la biserică, puteți veni să o vizitați, bem un ceai împreună, atât. Și zicea fratele, speranța noastră s-a dus. Omul ne-a spus, la mine acasă nu facem slujbă. Au trecut însă un an, doi, nu mai știu exact cât, și într-o zi, pe fratele slujitor care mi-a povestit, îl sună femeia, sora, și zice, să vii la spital, că soțul meu vrea să se boteze. S-a dus, dar nu cu gândul să-l boteze acolo, că doar înainte era respingător, sau cel puțin foarte distant și reținut. Dar zicea fratele, ce să-l conving eu pe el, că m-a convins el pe mine. M-a convins că crede și să-l botezăm. Și întrucât era de gardă un medic creștin, într-o rezervă, în duminica aceea, l-am botezat. Săptămâna următoare s-a dus acasă, i-a venit un fiu, era ofițer de rang superior, se ridică bătrânul în pat în șezut, deși nu era chiar atât de în vârstă, și spune, auzi băiete, tu mă cunoști, eu de duminică mi-am dat viața lui Dumnezeu, eu cred în jertfa Fiului Dumnezeu și sunt mântuit. Urmează să mor, știu că ai fost coleg de clasă cu preotul. Pe mine mă mormântați în credința care o am. Să ții cont. Și în timp ce vorbea cu ei, le-a zis, uite ce căruță frumoasă vine, zici că e de aur, cu sol, asta după mine vine. Și se însemnează la față, soția lui se apropie de el și spune, dar nici n-ai fost mai tânăr, n-ai fost așa frumos. Se apropie să-l sărute, face așa cu mâna și s-a dus. Simplu și rapid. Și zicea fratele, cât de ușor poate să mântuiască Dumnezeu? Ascultați ce vă citesc din Roman 10. Ce putea Dumnezeu să facă mai simplu și mai accesibil oricui? Ca dovadă a iubirii. Scrie aici în Roman, capitolul 10, vă citesc de la versetul 4, că Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Și acum versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Auzi. Și cum zice în versetele anterioare, nu-i departe, nu-i în cer, nu-i peste apă, e aici, în vârful limbii. Versetul 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Că asta îi surprindea pe cei din Corint. Cum adică propovăduirea crucii, adică prezentarea faptului că Domnul a murit pe cruce pentru noi poate să aducă mântuire, da. Pentru că lângă jertfa sa, Dumnezeu a mai rânduit ceva. Cum scrie în Efeseni 2, și la asta aici credință, că și prin har ați fost mântuiți prin credință, și asta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu care l-a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru noi, nu l-a trimis fără harul acesta. Ca noi să credem și să fim mântuiți. De fapt, copii, adolescenți, ce înseamnă a crede în Domnul Iisus? A crede că atât de mult a ținut Dumnezeu la noi, încât numai la noi s-a gândit. Când l-a pus pe Avram să-l jertfească pe Isaac, tot la noi se gândea. Tot la fiul său care urma să moară pentru noi. Și când ajungi să înțelegi câtă dragoste are Dumnezeu, că împreună cu El ne dă toate lucrurile, că și în mintea noastră pune înțelegerea asta și în inimă acceptarea, împlinirea, liniștea ce urmează, asta e credință. Doamne, toarnă și în seara asta aici. Domnul ne avertiza prin Duhul Sfânt că diavolul vrea să aducă la unii duhuri de necredință. Noi ne rugăm să lase Domnul un duc de credință.
Ba încă din acela, cum scrie Pavel, potrivit cu ceea ce este scris, Dumnezeu să lase cuvânt și în urmă credință și poate să o facă mărit să fie Domnul. Are puterea aceasta. Și scrie în 1 Ioan capitolul 5 un cuvânt atât de frumos, ce înseamnă să crezi. Citesc de la versetul 10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, în toată lucrarea asta rânduită de Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede, îl face mincinos. Versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Mărit să fie Domnul. Trec mai departe. Înainte de următoarea virgulă, ce scrie? De ce l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său? Pentru că oricine crede în El să nu piară. Ce pericol! Să nu piară. În a doua Petru, capitolul 3, scrie ceva asemănător. Versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite, cum sunt păstrați oamenii la închisoare, cum scrie în Isaia, sunt ținuți în gherle, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Versetul 9. Domnul nu întârzi împlinirea făgădințului cu încredunii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci pericol, și toți să vină la pocăință. Asta e cea mai mare tragedie, să piară cineva. Și sunt uneori tineri care mor, dar poți să trăiești cu un ce Solomon de 2000 de ani. Și dacă pieri, și dacă te-ai pierdut, zice în finalul psalmului 1, începe cu ferice și știți cu ce cuvinte se termină. Calea păcătoșilor duce la pieire. Asta zicea Asaf. Oamenii sfurați de stări de moment, că-s fericiți, că o duc bine, că-s pe tron. Și zicea el, dar eu m-am uitat puțin ce urmează. Cum l-a întrebat cineva odată pe un tânăr care se credea om mare. O zis, ce vei face acum? Facultate, după aceea, studii post-universitare, carieră, căsătorie, viață. Și întrebările curgeau. Și după aceea, ies la pensie și după aceea, păi deja eu pieri zâmbetul și după aia mor și după aia, asta e marea problemă. Că diavolul poate încearcă să-i inducă pe unii în eroare crezând în nihilism, adică mor și s-a pierdut tot. Nu, 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 după moarte, durerea cea mare, care la bietul bogat și Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară. Doamne, fie-ți milă! Să nu piară niciunul, că asta e cea mai mare tragedie. Dar despre asta să nu vorbim, că nu dorește Dumnezeu. Mai spun un singur gând. După ultima virgulă, ce mai scrie? Scrie aici în Ioan, capitolul 3, partea finală, dar recitim tot versetul, cum spuneam, să-l memorăm, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ce perspectivă! Dragi copii, când vă întreabă ceilalți, poate spun, ce perspectivă ai, sau vreo fată, că ești credincioasă, că te măriți, că o să ai copii, ce perspectivă? Ia povestiți-le puțin. De perspectiva vieții veșnice. Da? Să facă o socoteală, să se gândească ce ne așteaptă. La cel mai mare preț e cea mai mare perspectivă. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Ioan 14. Ca atunci când discutăm cu ceilalți sau când vine diavolul și ne ispitește, am mai întâlnit uneori situații, fete care nu s-au măritat până la 35 de ani și au zis că nu le ia nimeni și se duc unul din lume. Noi zic, de mă așteptai puțin, te-a luat Domnul Iisus dimineața, așa te-ai dus cu vai și amar. Pentru că ne lipsește perspectiva.
Poate cineva a așteptat să se îmbogățească, Dumnezeu să-l ajute. Și nu îi se ivezori, așa cum a crezut el. Ai răbdare. Avem noi o cântare frumoasă care spune, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, pe toată întinderea albastră va fi lumină și splendori, ce frumusețe. Poate sunteți din cei care nu sunteți fericiți în căsnicie, știu eu, sau boala, sau alte probleme. Dar zice Scriptura, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, nu asta e fericirea. Perspectiva, zice în Ioan 14, 3, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Acest verset a fost citit de un slujitor la patul unui muribund. Și-o zis, frate, Domnul vine. Dar muribundul știa versetul și zice, zi până în capăt, că la urmă e fain. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Da? Veșnicia nu e doar lung, lung, lung și nu se mai gata. Nu, nu, nu. Zice în Ioan 17 cu 3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Adică atât e de mare Dumnezeu, așa bogății și valori are, încât nu ne-am putea lămuri de mărăția Lui într-o vizită cât împărăteasa din Seba la Solomon. Ne trebuie o veșnicie și nu ne vom sătura niciodată. Și cum ce David în Psalmul 65, fericit acela pe care l-alegi tu ca să mă minunez de templul tău și de măreția ta. Binecuvântat să fie Domnul. Cineva a făcut un calcul, se spune că ți-ar trebui vreo 30 de ani să vizitezi tot pământul, așa să-l vezi mai îndeaproape. Da, să vizităm cosmosul, oare cât ne-ar trebui? Nu știu, dar veșnicia ne ajunge. Spune Scriptura în Apocalipsa 21 în aceeași idee, pentru că pasiunea lui Dumnezeu pentru oameni nu va fi împlinită decât atunci. Apocalipsa 21, vă citesc de la versetul 1, am văzut un cer nou, un pământ nou, cele din tâi au dus, periseră, cu oameni cu tot, cum am citit în 2 Petru 3. Și am văzut coborâse în cer de la Dumnezeu cetatea sfântă noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, o imagine a frumuseții, a tot ce-i mai cu gust și plăcut. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, rețineți, n-a fost remarca vreunui înger de pe margine. Din tron s-a auzit glasul. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, eu vreau să vă am aproape. Ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, binecuvântat să fie numele Domnului. Să-i mulțumim de pe acum de viața veșnică. Și dacă în viața asta ceva sunt minusuri, se plătesc dincolo cu plus. Cine lucrează aici în condiții mai grele, știți, și la bătrânețe, are spor, iese mai repede la pensie, e pensia mai mare. Toate aparentele defavoruri se vor transforma în favoare și toate astea prin prețul plătit de Domnul Iisus Hristos, Doamne, ajută-ne! Hai să recapitulăm și ne oprim aici. Care e planul lui Dumnezeu cu oamenii? Hai că le-am pus pe toate cu litera P să le țineți minte. Are Dumnezeu pasiune pentru oameni. A plătit un preț mare. Ne-a dat posibilitatea asta la îndemâna oricui să creadă. Că există un pericol al morții, dar ce e mai frumos, că există o perspectivă a eternității. Doamne, vie împărăția Ta. Amin. Amin.